Jurnalele RTT, știri la fix. Brașovul este de nota 10. Răspunsurile la un chestionar inițiat de Banca Mondială la nivel național confirmă că Brașovul este orașul cel mai admirat de români. Instituția a făcut împreună cu Primăria Cluj-Napoca un chestionar pentru a desemna orașele care merită nota 10 pentru îndeplinirea mai multor criterii. Între aceste criterii se numără curățenia, aerul curat, liniștea, obiectivele turistice și serviciile Horeca de calitate, nivelul economiei, arhitectura atrăgătoare, cultura, gradul de îngrijire a infrastructurii, calitatea serviciilor educaționale și sanitare. În rândul celor chestionați cel mai bun punctaj l-a obținut brașovul urmat de Cluj Napoca, în schimb ce pe ultimul loc al podiumului s-au situat la egalitate orașele București și Sibiu. Mă bucură, de ce să nu spun acest lucru, pentru că în ciuda unora sau altora care nu sunt mulțumiți sau nu se mândresc cu ceea ce înseamnă Brașov, iată că alți concetățenii noștri din alte județe din România apreciază lucrurile care sunt făcute în Brașov, ceea ce am făcut, ceea ce avem în plan să facem și ceea ce vom face în următoarea perioadă. Banca Mondială nu poate să fie suspectată de subiectivism din acest punct de vedere. Pe următoarele locuri în acest top național se clasează Oradea, Timișoara, Iași și Constanța, la egalitate cu Alba Iulia, în timp ce pe ultimul loc în top 10 se clasează Sighișoara. Mult comentată seră de la pasajul Fartec își dovedește utilitatea. Datorită ei se poate lucra la suprastructura pasajului Fartec, chiar dacă afară toarnă cu găleata. De astăzi au început lucrările de betonare, parte a etapei de refacere a căii de rulare, care va reintra în funcțiune până la sfârșitul acestui an. După turnarea stratului de beton, urmează hidroizolația și straturile de asfalt. Se betonează prima deschidere dintre cele patru, urmează ca pe viitor, în următoarele zile, să se treacă la betonarea unor rigle și la betonarea fundației de la Pila 6. După cum ați văzut referitor la condițiile atmosferice, acea mult hulită seră își dovedește încă o dată utilitatea. Pentru că se poate betona în ploaie. Vă amintim, pasajul a fost construit la începutul anilor 70 și în momentul începerii lucrărilor se afla într-o stare de degradare foarte accentuată. Lucrarea este dificilă pentru că multe dimensiuni ale componentelor sunt atipice și nu respectă standardul din proiectul inițial. Fiecare pilon și fiecare element are nevoie de foarte multă manoperă. La finalul lucrărilor există trei obiective ce trebuie atinse: menținerea capacității portante, respectarea normativelor seismice actuale și prelungirea duratei de funcționare cu cel puțin 25 de ani. O mare parte din ceea ce a însemnat partea de armare a pasajului a fost finalizată, iar acum urmează etapele care presupun lucrări preponderent mecanizate. Peste suprabetonare urmează să punem hidroizolație, după care să turnăm stratele de asfalt, să începem cu stratele căii, adică bordură, parapet. Încercăm ca până la, până la finalul anului acestuia. Să putem să dăm drumul la circulație. Lucrarea va fi terminată în cursul anului viitor. Potrivit reprezentantului firmei de construcții, volumul de muncă a fost foarte mare, și majoritatea pieselor de bază ale podului au fost executate la fața locului, nu numai pentru că este aplicată o nouă soluție tehnică, ci și pentru că elementele ce trebuie refăcute nu respectă dimensiunile din planurile originale, cum spuneam. Aproape fiecare element din lucrarea de reparații trebuie confecționat și personalizat la fața locului, ceea ce sporește timpul de execuție. De exemplu, la prima pilă, adică primul pilon al podului, a fost nevoie de o lună pentru armare și de o săptămână pentru betonare. De la ultima informare transmisă de Grupul de Comunicare Strategică pe teritoriul României, au fost înregistrate alte 165 de noi cazuri de îmbolnăvire de COVID-19, dintre care 10 în Brașov. Până miercuri 27 mai au fost confirmate 18.594 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, dintre care 707 în județul nostru. Dintre persoanele confirmate pozitiv 12.162 au fost declarate vindecate și externate, iar 400 sunt din județul Brașov. Au decedat 1.223 de persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19, internate în spitale din Dolj, București, Iași, Suceava, Arad, Bacău, Timiș, Cluj, Neamț, Hunedoara, Constanța, Satu Mare, Sibiu, Ialomița, Bistrița, Năsăud, Covasna, Dâmbovița, Vrancea, Galați, Caraș, Severin, Mureș, Giurgiu, Bihor, Argeș, Vaslui, Botoșani, Alba, Sălaj, Brașov, Mehedinți, Teleorman, Gorj, Prahova, Hova Vâlcea, Călăraș, Maramureș, Olt și Ilfov. La ATI sunt internați 198 de pacienți. Pe teritoriul României, în carantină instituționalizată, sunt 4.935 de persoane, alte 82.655 de persoane sunt în izolare la domiciliu și se află sub monitorizare medicală. Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 397.563 de teste. Nu scăpăm de instabilitatea atmosferică până la sfârșitul lunii mai. ANM, CMR Transilvania Sud a transmis o informare meteorologică valabilă pentru mai multe județe din centrul țării, printre care și Brașov, din 27 mai ora 12 până în 31 mai ora 23. În cea mai mare parte a regiunii vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată. Aceasta se va manifesta prin averse, căderi de grindină, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului și vijelii. Ploile vor avea și caracter torențial, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor depăși 15-25 de litri pe metrul pătrat și pe arii restrânse 30-40 de litri pe metrul pătrat. O singură ofertă a fost depusă pentru autospeciala necesară transportului pacienților în alt contagioși, pe care primăria Brașov o va cumpăra pentru ISU. Termenul aferent depunerii ofertelor pentru achiziționarea autospecialei s-a încheiat luni 25 mai. Conform caietului de sarcini, autospeciala multirol poate transporta până la șase pacienți, dintre care patru pe tărgi și doi pe scaune. Autospeciala are în dotare și patru izolete. Această mașină nu este folosită doar pentru transport COVID. La nivelul județului Brașov avem destul de multe accidente cu victime multiple, unde poate fi utilizată cu succes și în niște condiții extraordinar de bune. Vă amintim la sfârșitul lunii trecute Consiliul Local a aprobat la propunerea primarului George Scripcaru alocarea sumei necesare pentru achiziționarea acestei autospeciale, având în vedere că Isu Brașov nu dispune de o astfel de auto utilitară, iar pentru transportul pacienților, în special cei contagioși, se apela la sprijinul Isu Covasna. De joi, accesul mașinilor aparținând riveranilor de pe două străzi din centrul Brașovului se va face prin sistem automat de citire a numerelor de înmatriculare. Noul sistem de acces cu autoturismele pentru cetățenii care locuiesc pe străzile Postăvarului și Mihail Sadoveanu, tronsonul închis circulației rutiere între străzile Republicii și Corpul T al Universității Transilvania, va funcționa începând din 28 mai. Veți vedea, sistemul de restricționare este compus dintr-o barieră auto și o cameră video, capabilă să înregistreze și să identifice numerele de înmatriculare de pe autovehicule. Odată citit, numărul de înmatriculare este comparat cu baza de date, iar bariera este ridicată automat doar pentru vehiculele înregistrate, ca având liber acces în zonă. În această categorie sunt incluși riveranii, serviciile de urgență și prestatorii de servicii municipale, cum ar fi iluminatul public și salubritatea. În cazul altor categorii este necesară obținerea unui permis de liberă trecere, la eliberarea căruia numărul de înmatriculare este înregistrat în baza de date, pe durata valabilității permisului. Una dintre componentele importante ale acestui sistem este că toate identificările și deciziile de acces se iau local, prin echipamentele instalate la fiecare barieră, nefiind necesară conexiune prin internet cu un server. Camerele video înregistrează orice abuz sau utilizare necorespunzătoare a sistemului și raportează automat incidentul poliției locale. Utilizarea acestui sistem automat elimină eroarea umană, asigurând accesul în zona restricționată doar a persoanelor care au acest drept. Purtătorul de cuvânt al primăriei Sorin Toarcea menționează că sistemul a fost testat pe parcursul întregului sezon de iarnă în Poiana Brașov iar rezultatele au indicat o detecție corespunzătoare în condiții de ninsoare, ploaie, zi sau noapte și variațiilor de temperatură. Tot mai puțin copii se nasc în județul Brașov și în regiunea centru. Direcția județeană de statistică a oferit datele pentru luna martie și atât județul cât și regiunea noastră înregistrează scăderi semnificative ale numărului de nașteri, dar și ale celui de decese. Cele mai drastice scăderi s-au înregistrat la numărul de căsătorii, însă pandemia prin care trecem este explicația acestui fenomen. Dacă anul trecut, în luna martie, în județul nostru se nășteau 456 de copii, în 2020 numărul acestora a scăzut până la 396. Situația este la fel dacă luăm în considerare primele trei luni ale acestui an, în comparație cu 2019. Anul trecut se nășteau 1434 de bebeluși, iar anul acesta doar 1311. În regiunea centru, în perioada ianuarie-martie 2020, s-a înregistrat nașterea a 5271 de copii, cu 275 mai puțini față de aceeași perioadă a anului precedent. Și numărul de decese a scăzut, dar pandemia era doar la debut. Astfel, în martie anul acesta, în județul Brașov, au fost înregistrate 536 de decese față de 579 anul trecut. Sporul natural a fost negativ atât la nivelul județului, unde populația a scăzut cu 140 de persoane, cât și la cel al regiunii, unde s-au înregistrat cu 901 mai puține nașteri decât decese. Din acest punct de vedere, un singur capitol este pozitiv, cel al numărului deceselor copiilor sub un an, în martie 2020 a fost înregistrat un singur deces, față de șase în aceeași lună din 2019. Anul trecut, 733 de cupluri au decis să junească destinele în luna martie, în timp ce anul acesta doar 500 au făcut același pas în regiunea centru. În județ, numărul de căsătorii s-a redus aproape la jumătate, de la 218 la 139. Și numărul de divorțuri a scăzut, însă instanțele au lucrat doar în prima parte a lunii. De la 393 de despărțiri oficiale în martie 2019, s-a ajuns la 231 de divorțuri în martie 2020, în regiunea Centru. În aceeași perioadă, în județul Brașov s-a înregistrat o reducere a numărului de divorțuri de la 133 la 85. La nivel național, județul Brașov se află între fruntașe la rata sporului natural, a natalității, nupțialității și divorțialității și între ultimele la rata mortalității și a mortalității infantile. Veste bună pentru comercianți și pentru amatorii de cumpărături din piața de miercuri. De luni se redeschide piața din zona centrului civic. Primarul George Scripcaru a avut o discuție cu reprezentanții Serviciului de Administrare Piețe și le-a solicitat ca în următoarele zile să facă toate pregătirile necesare pentru a putea redeschide piața de miercuri în condiții de siguranță. Atât comercianții cât și clienții trebuie să respecte o serie de măsuri pentru a reduce riscul răspândirii noului coronavirus, respectiv purtarea măștii, limitarea numărului celor care intră în incinta pieței și în magazine, acceptarea procedurii de luare a temperaturii, utilizarea căilor de acces separate pentru intrare și ieșire și alte măsuri care vor fi considerate necesare. Deschiderea acestei piețe va da posibilitatea comercianților să își redeschidă afacerile, având în vedere că pentru majoritatea aceste magazine sunt singura sursă de venit, dar și brașovenilor să își achiziționeze o anumită categorie de bunuri de care aveau nevoie, a declarat primarul George Scripcaru. Vă amintim piața de miercuri a fost închisă în luna martie în cadrul măsurilor impuse prin starea de urgență.